Apoi hai să vă provoc la, un altă, la o altă chestiune. Hai să deschidem cu toții 1 Corinteni 11 cu 19. Eu deschid și Cornilescu și sinodală. Căci trebuie să fie partide între voi ca să iasă la lumină cei găsiți buni. Rețineți partide în sinodală, zice așa, 1 Corinteni 11 cu 19. Căci trebuie să fie între voi și eresuri, da? ca să se învedereze între voi cei încercați. Vezi, iarăși, wow. tributul ăsta față de arhaisme să se învedereze, să se deosebească între voi, să se arate. În fine, ce ne interesează e cuvântul partide. Vezi? În greacă este vorba despre substantivul haeresis. Haeresis se traduce prin eretic sau erezie. Heresis era desemnat omul care făcea corp distinct de ceilalți și se des, făcea dezbinare, deci se rupea cu totul de ei. Ăla era numit heresis. De aceea trebuie tradus prin eretic sau ereziarh. Da. Înțelegeți de ce introduce partide care are nicio logică. Partide sunt și stupid dacă cineva se gândește la PSD și PNL, o Păi tot. Are, are logic în perioada culturală, că atunci erau partidele țără. TNT și liberali. Adică să ducă oameni într-o direcție total, mai da, ales tot, oamenii da, simpli da, de, la, da. de la. din mediul nu, rural. Exact, da, aveau un da. concept ăsta de partide, nu vedem omorumeții. Da. Da. da, ideea de a deturna sensul. Da. Pentru că eretici și erezie erau numiți ei în epocă, știi, ereticii, lu, ereticii tudoriști. La cei care au făcut mișcarea eretică în sânul Bisericii Ortodoxe. De aceea veți vedea mereu versetele astea din Biblia sa, care trimit către probleme legate de erezie, tradiție biserică preoți, că sunt traduse cu tot felul de substitute ilare. La care fizează absurdul, cum e și ăsta partide știi? Adică, nu Partide de, de, de și da. În Biblie. Vorbim despre eretici care vin și dezbină. Deci înțelegeți de ce, el în loc de. În loc să traducă cu eresuri Hairesis, recurge la acest anacronism numit Partidă Bun.